După invazia rușilor în Ucraina, prețurile la energie și la alimente au explodat și inflația bate toate recordurile. Pandemia provocase deja mari probleme la nivelul economiei mondiale și în momentul în care se spera într-o relansare, a izbucnit războiul, care a înrăutățit o situație care ne va afecta mult timp de acum înainte. Vouchere de 50 de euro, tichete de masă majorate și 3.000 de lei salariu minim în agricultură fac parte din pachetul socioeconomic intitulat Sprijin pentru România, anunțat de Coaliția de Guvernare. Măsurile sunt menite să sprijine populația cu venituri reduse, dar și companiile. Impactul financiar este de 17,3 miliarde de lei, bani ce vor fi asigurați din bugetul de stat și din fonduri europene. Ajutorul este infim și va fi erodat și mai mult de inflația în creștere, spun sindicatele, care așteptau măsuri care să rezolve costurile crescute din energie. Măsurile anunțate vor fi puse în aplicare cel mai probabil din luna mai, însă numai după ce vor fi aprobate în guvern și în parlament. Bun găsit la emisiunea despre banii tăi! Scumpirile din luna trecută au dat peste cap toate prognozele de inflație pentru România. Rata anuală a depășit 10%, nivel record pentru ultimii 18 ani în țara noastră. Economiștii se așteaptă ca prețurile să crească în continuare, mai ales în contextul războiului din Ucraina. Unele materii prime, precum grâul, e mai scump cu peste 30% față de prețurile de la declanșarea conflictului. În ultimul an, cel mai mult s-au scumpit gazele naturale. Prețul a fost mai mare cu peste 46% în luna martie față de perioada similară a anului trecut, arată datele INS. Combustibilii s-au scumpit cu mai mult de 34%, iar energia termică cu aproape 21%. Și pentru unele alimente de bază, prețurile au crescut considerabil. Cu mai mult de 30% s-au scumpit cartofii și uleiul. Și unele servicii sunt acum mai scumpe față de primăvara trecută. În continuare, și economiștii băncii naționale se așteaptă la o creștere mai pronunțată a inflației decât au prognozat la începutul anului, mai ales din cauza scumpirilor carburanților și a materiilor prime. Au fost anunțate măsurile stabilite de Coaliția de Guvernare pentru a atenua impactul scumpirilor. Vor fi plătite vouchere pentru alimente de bază de către 50 de euro la fiecare două luni pentru persoanele cu venituri mici, pensionari și persoane cu dizabilități. 30 de euro pe lună vor primi și elevii care încasează burse sociale pentru a-și cumpăra alimente, rechizite și haine. Salariul minim în agricultură crește la 3.000 de lei, iar angajatorii care oferă voluntar 200 de lei în plus celor care sunt plătiți cu salariul minim pe economie vor fi scutiți de taxe pentru acești bani suplimentari. Valoarea tichetelor de masă se majorează la 30 de lei și se dublează norma de hrană din spitale, de la 11 la 22 de lei pe zi. IMM-urile vor putea primi până la 400.000 de euro în cazul în care au cheltuieli mai mari cu cel puțin 15% la utilități, iar marii transportatori vor putea beneficia de o reducere de 50 de bani pe litru de benzină sau motorină. De asemenea, contractele de investiții publice în derulare vor putea fi ajustate în funcție de creșterea prețurilor la materiale, manoperă, transport, utilaje. Măsurile de șomaj tehnic și Kurzarbeit vor continua până la sfârșitul anului și se va aplica un stimulent de 50% din salariu pentru angajarea șomerilor, iar companiile cu profil de producție industrială și agroalimentară vor putea primi ajutor de stat pentru retehnologizare. Banca Mondială estimează o frânare a economiei României din cauza războiului din Ucraina, astfel că în acest an creșterea va fi de numai 1,9%. Potrivit unui raport care analizează efectele războiului asupra economiilor Europei de Est, România ar urma să înregistreze o inflație de 9,8% în acest an și de 5,3% anul viitor. Capacitatea României de a absorbi fondurile europene va fi esențială pentru o dezvoltare durabilă și ecologică. Presiunile asupra inflației ce vin dinspre sectorul energetic, dar și problemele din piețele alimentare, pun la încercare redresarea economică și vor necesita acțiuni echilibrate din partea Băncii Naționale a României. O reducere substanțială a deficitului fiscal în 2022 este improbabilă, pentru că guvernul va trebui să susțină redresarea economică, dar în același timp și să stabilizeze macroeconomia. Pe termen mediu, deficitul va urma o tendință descendentă, dar este probabil să rămână peste 3% din PIB. Comentăm toate aceste perspective ale economiei românești în contextul reașezărilor de fluxuri ce se produc în plan global cu președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Revizuirea de către Banca Mondială a prognozii de creștere economică este destul de gravă, e aproape o înjumătățire. Ce se întâmplă de fapt cu economia? Riscăm într-adevăr să intrăm în recesiune? Este realist și cam toate instituțiile au făcut așa ceva. Noi în țară, că sunt instituții din țară care au prerogative în ceea ce privește politica economică, politica financiară,
au analize interne, nu întotdeauna sunt date și publicității, care validează această revedere a prognozelor. Pentru că n-ai cum să nu te gândești la așa ceva când vezi impactul teribil al războiului, persistența dereglărilor în lanțurile de aprovizionare, un comerț internațional care și el este sub influența apariției unor blocuri și sancțiunile. Chiar dacă sunt necesare în circumstanțele actuale, n-au cum să n-aibă o influență asupra activității economice. E multă durere. Și aceasta se vede și în cifre, în sentimentele oamenilor, în reacțiile piețelor și în ceea ce a spus dumneavoastră, în prognoze revăzute. Și eu cred, și la Consiliul Fiscal, noi am discutat ce se va întâmpla cu creșterea probabilă în acest an, am dat în jos cifrele. Deci este ceva inevitabil. Este o diferență însă de a avea o stagnare economică sau chiar o recesiune și totuși a înregistra o creștere economică, fie ea și firavă. Oricum însă e bine ca declarațiile publice care se fac să fie mai nuanțate, să nu dăm verdicte și știți că în politica monetară se lucrează cu așteptările oamenilor. Și piețele au așteptări. Și dacă vrei să bagi în necaz o țară, o poți băga în mod deliberat prin tot felul de declarații care nu au nuanțare. Eu nu spun acum că oamenii politici din România nu au nuanțat, dar declarații prea enfatice și care pronostichează în mod inevitabil o recesiune, o criză severă, sunt discutabile. Eu nu mă alătur unor asemenea declarații și eu cred că sunt echilibrați cei care în judecarea faptelor majoritatea analiștilor serioși. Dar asta este situația. Avem o coabitare de inflație persistent înaltă și care mai poate crește. Vedeți că și în zona euro o inflație de 7,5% anunțată în Statele Unite, o inflație care și ea n-a mai fost întâlnită de 40 de ani. În țările învecinate avem inflație de două cifre deja. Inflația de bază, cea care este mai relevantă pentru conduita politicii monetare, și ea crește în mod sistematic. De ce? Pentru că această avalanșă de șocuri care au mișcat prețurile în sus și care în continuare mișcă prețurile, pentru că avem efecte de runda a doua, de runda a treia. Inflație de preț, de cost. Cu riscul de a avea și o spirală prețuri-salarii, fiindcă și oamenii, la un moment dat, oricât ar fi de preocupați, să spunem, de starea de ansamblu, dar fiecare se gândește la buzunarul propriu și cere salariu mai mare. Și când ai inflație de 10%, de chiar peste o asemenea cifră, oamenii n-au cum să nu revendice creșteri salariale și nu puține firme acceptă. De ce? Pentru că vor să-și protejeze capitalul uman. Deci aceasta e coabitarea între inflație persistentă înaltă, care amputează puterea de cumpărare, care și are un efect deci asupra creșterii economice, fiindcă oamenii vor fi mai atenți cu modul în care cheltuiesc banii, vor prioritiza și totodată ai o decelerare a revenirii economice. Deci este o combinație nefericită, este de înțeles, nu este temporară, adică în sensul că nu în 2-3 luni scăpăm de această situație și o primă explicație o avem în război. Una este să ai un armisticiu, o încetare a focului și o liniștire ce derivă a piețelor și altceva un conflict care durează. Deci un război care se poate întinde încă luni bune. Se vorbește despre o criză mondială alimentară creată de aceste perturbări asupra fluxurilor de aprovizionare, în special cu materii prime de bază din Ucraina și din Rusia. Se vorbește despre tentative foarte serioase ale Rusiei de a-și întări rubla, de a contracara aceste sancțiuni economice care au vizat în primul rând sistemul financiar bancar din Rusia. Toate aceste lucruri sunt în natură să creeze o presiune suplimentară pe nivelul de trai al europenilor. Vedem în cazul României, guvernul anunță un pachet de măsuri sociale și economice pentru a face mai suportabile aceste efecte. Da, își vor arăta costul, efectul? Sunt eficiente? Costul vieții și cred că tot într-un dialog cu dumneavoastră a crescut și nu dă semne
să slăbească ritmul de creștere. Este firesc ca guvernele peste tot să încerce să distribuie mai echitabil povara. Președintele Biden a vorbit despre faptul că această situație n-are cum să nu influențeze viața oamenilor. Deci, europenii, liderii europeni și situația foarte dificilă din punct de vedere economic și social se vede la urne. Deci ascensiunea extremei drepte, ascensiunea extremei stânge în Franța spune foarte mult, foarte mult. Iar ce s-a încercat la București, eu zic că este foarte bine. Această irezistibilă calificare de către unii, ideologizare, în sensul că orice este populism, orice este... Nu. Cei care judecă, dar nu în mod onest, situația trebuie să se gândească. Trăim vremuri de război. Chiar dacă cel cald, deci luptele cu victime omenești nu sunt încă pe teritoriu, nu sunt pe teritoriul României, pe flancul estic. Nu au depășit în fericire granița. Dar războiul este. Este un război între Europa Democratică și Federația Rusă. Deci, asemenea măsuri sunt absolut necesare, ca în vremuri de război. Deci trebuie să ai o mobilizare de resurse, o încercare de a distribui sarcina cât mai corect, astfel încât să ajuți și economia și să ajungi și cetățenii cei mai vulnerabili. Așa, acest pachet care a fost anunțat, văd că în largă măsură dorește să folosească fonduri europene. Și eu sunt convins că se va găsi înțelegere la Bruxelles, pentru că Comisia Europeană și cei care decid în Consiliul European n-au cum să nu regândească NGU, adică Planul European de Redresare și Reziliență. Când ai un asemenea război, când ți este complicată tranziția energetică, când ai o sărăcire energetică, există o anume terminologie, n-ai cum să nu încerci să regândești acest plan, să-l adaptezi unei situații inimaginabile. Până în 24 februarie, chiar dacă rușii masasele mobilizase trupele la graniță, nu ne gândeam că totuși se va întâmpla. Statele Unite au avertizat că este iminentă. A fost greu însă să realizăm ce s-a întâmplat după 20, să realizăm ce s-a întâmplat după 24 februarie și sunt măsuri încă absolut necesare din punct de vedere al securității naționale, securității europenilor, Uniunii Europene, de pildă să reducem cât mai mult independența de sursele din Federația Rusă, dar această tentativă are costuri care se văd și în inflație. Se văd chiar, să spunem, se poate ajunge la un moment dat la raționare, adică și în materie de, nu numai în România, dacă se va ajunge vreodată, ci în Europa, astfel încât să anumite întreprinderi să fie închise pentru a asigura populația cu cele absolut necesare, cele care sunt esențiale pentru viață. Deci acestea sunt vremurile. În cazul României, îngrijorarea este legată de această depășire a pragului de 50% îndatorare. Da, era inevitabil să se întâmple. Agravează acest deficit în continuare, nu? Adică acest raport. Nu, deficitul bugetar n-avea cum să fie curmat. În mod să fie redus în mod drastic peste noapte. Programul de care a fost anunțat de primul guvern, de guvernul Orban, a fost anunțat un program care încerca o ajustare a deficitului, să ne aducem aminte de acea mare dezbatere, cu cât să crească punctul de pensie și a existat o îndrăzneală atunci, pentru că era chiar, să spunem, în apropierea alegerilor și numai cu 14%. În loc de 40% cât se vorbea. Deci nu 50% importă, pentru că sunt țări, chiar în Europa Centrală, Polonia are jur de 60% ponderea datoriei publice, Ungaria peste 80%, Croația chiar mai mult. Ce contează la noi însă este deficitul, pentru că noi am avut datorie publică în jur de 14-15% în 2008, însă aveam un deficit structural mare. Și aveam și un curs de schimb care era irelevant, era prea apreciat, pentru că ne intraseră capitaluri multe speculative. Deci nu aveam un curs realist. Iar măsurile au fost deja luate. Nu trebuie să ia ceva guvernul acum, fiindcă spune legea responsabilității fiscal-bugetare. Au fost înghețate salarii, au fost. Și din 2021 au fost luate măsuri, când era guvernul Câțu.
o creștere totuși ponderată a punctului de pensii. În continuare, ce avem de făcut este ca în câțiva ani, pentru că nu putem în 2 ani, s-ar putea ca nici în 4 ani să nu ajungem cu deficitul la sub 3%, este să construim bugetele și să avem execuții bugetare care să se înseamnă de câteva repere foarte clare. Da? Trebuie țintite ajutoarele, da? Nu toată populația României, trebuie ca ceea ce este temporar nu să devină permanent în timp, deci sunt ajutoare care să aibă numai natură temporară. Trei, trebuie să folosim cât se poate de mult fondurile europene. Nu întâmplător am arătat cu degetul la disponibilitatea Comisiei Europene ca de a finanța nu numai în România anumite cheltuieli sociale, dar chiar de investiții. Să fie finanțate din, de pildă, din exercițiul financiar 2014-2021, deoarece România nu a folosit toți banii. Și este nevoie de o regândire a planului european de redresare reziliență. Banii pentru apărare. Eu nu mă sfie să spun. Apărarea devine un bun public colectiv. Nu trebuie să lași numai pe seama Poloniei, României, cheltuieli de apărare suplimentare. Trebuie chiar livrările de instrumente de apărare, de descurajare în această zonă, că nu trebuie să ai numai armă nucleară ca să descurajezi. Trebuie să ai rachete, trebuie să ai tancuri, trebuie să ai oameni bine pregătiți. Toate aceste cheltuieli ar trebui să fie preluate de toată Uniunea Europeană, fiindcă cei mai expuși sunt statele de pe flancul estic. Și acest lucru trebuie... Da, eu vorbesc acum de cheltuieli masive, nu vorbesc de prezența 200-300 de soldați, toată stima pentru prezența unor asemenea soldați pe teritoriul României, dar avem nevoie de sprijinul pentru asumarea de cheltuieli de apărare mult mai mari. Și dacă Uniunea va face emisiuni de bonduri, că se discută și așa ceva, bonduri colective, obligațiuni colective care să preia din aceste cheltuieli de apărare suplimentare, este foarte bine și România pentru așa ceva trebuie să pledeze. Pentru că noi suntem cu polonezii, cu balticii, suntem în prima linie și trebuie să înțeleagă așa ceva. Așa cum alții erau oripilați de faptul că valurile acestea, migrația, putea să destabilizeze o societate și cereau italienii, grecii, spaniolii, cereau sprijinul la Bruxelles, acum ei trebuie să înțeleagă că acum e vorba despre un război și care nu se va sfârși, se poate sfârși războiul în Ucraina, dar vom avea un război rece și ai nevoie de această putere de descurajare, de o pregătire foarte bună, o robustețe militară pe flancul estic, care nu poate fi asigurată numai de resursele noastre interne. E o șansă foarte bună și pentru ce a însemnat cândva industria de armament din România. Am avut totuși o tradiție în această zonă, da. Și cred că și-ar putea găsi utilitatea, și-ar putea regăsi-o anumite societăți comerciale. Sunt convins că se poate așa ceva. Chiar am avut o discuție cu un amic din Statele Unite, ieri am discutat cu el și ne-am adus aminte de acel Lend-Lease Program din al doilea război mondial, care a sprijinit foarte mult țările care erau angrenate în prima linie, inclusiv pe ruși atunci. I-a ajutat acel program. Acum, asta este istoria, se va scrie altfel. Un asemenea program, acel Lend-Lease, dar și altele, pentru că și americanii au un rol mare. E revenirea, într-un fel, a americanilor în Europa. Și colaborarea dintre Europa și dintre Uniune și American trebuie să fie mult mai strânsă. Este drept că și industria de apărare a europenilor trebuie să se dezvolte în colaborare cu industria americană. Și un asemenea program ne poate ajuta foarte mult. Și nu numai pe noi, nu numai România. Deci, iar industria de apărare, cum a spus și dumneavoastră, noi întotdeauna, scuzați-mă expresia, am zbârcit-o în materie de offset. Deci nu am reușit. Acum este o șansă. E o șansă ca să învigorăm industria de apărare, nu pentru că vrem să exportăm armament. Că noi avem exporturi de armament. Acum este vorba de a învigora industria de apărare a României, să avem colaborare și cu polonezii, pentru că putem să facem lucruri în comun. Multe ne pot lega de la trăsături ale politicii economice, pentru că avem de învățat de la polonezi, în ceea ce privește resuscitarea industriei naționale, până la ce înseamnă o robustețe în industria de apărare.
avem nevoie de așa ceva și în colaborare, spun, cu puterile din Europa, puterile militare care sunt primul rând Franța, Marea Britanie, care nu mai este în Uniunea Europeană, dar ea rămâne o putere militară. Și o arată acum. Și arată și în materie de intelligence și de capacitate de a ajuta, de pregătire, de, în multe, multe privințe. Aici vorbește istoria de sute de ani a ceea ce a fost Imperiul Britanic și diplomația lor. Domnule Cadician, o ultimă întrebare așa legată de stagflație. Se aude tot mai des de acest termen, care înseamnă un cumul de condiții nefavorabile economiei. Există, este cel mai real, devine un risc real. De coabitare între inflație mare și mai lipsește șomajul. Creștere foarte joasă, care poate să însemne la un moment dat și stagnare. Și este un spectru care bântuie de mai mult timp, inclusiv peste ocean se vorbește despre așa ceva. Fiindcă acest război cald, eu nu spun că este la început, pentru că pentru ucrainieni nici se poate măsura ca timp. Dar războiul rece este la început și efectele se vor simți de-a lungul timpului și până se vor reașeza lanțuri de aprovizionare, noi cooperări economice, redistribuiri de aparate de producție, restructurări. Vedeți, noi vorbim despre atragerea unor investiții în România pe acest fond. Sună cinic, dar se va întâmpla așa ceva. Important este ca această perioadă, totuși, care este un interregnum dificil și care nu favorizează lupta contra inflației și contra încetinirii creșterii economice, să nu dureze foarte mult. Depinde și de investiții în Europa și la noi de PNRR, așa cum va fi el readaptat. Noi trebuie să valorificăm la maximum, ca în condiții de război. Una era PNRR-ul înainte de 24 februarie și altceva este PNRR-ul după. Este ca și cum am intrat într-o altă lume. Are mult din vechea lume, pentru că în lumea democratică nu ne pierde democrația, dar va fi afectată democrația în lumea democratică, pentru că acest război se va purta și în exterior, se va purta și acasă, pentru că avem și partide politice care nu îmbrățișează valorile democrației și vor reprezenta un călcâi al lui Ahile în procesul politic și iar în procesul economic. Este o luptă către toate azimuturile, în toate măruntaiele, se vorbea despre război hibrid, atacuri cibernetice vor continua. Asta este lumea în care se intră și în care trebuie să rezistăm pentru a ne apăra, pentru a apăra un proces politic democratic, pentru a asigura totuși cetățenii că să protejăm cât mai bine cetățenii, astfel încât daunele să fie limitate, să nu se piardă încrederea în viitor. Și asta contează enorm. Deficitul comercial pentru primele două luni din acest an este cu 50% mai mare decât anul trecut. 4,5 miliarde de euro este diferența dintre importurile și exporturile României realizate în ianuarie și februarie. Ritmul de creștere al importurilor s-a menținut peste cel al exporturilor, după cum reiese din datele Institutului Național de Statistică. Marii generatori de deficit comercial sunt industria chimică, cu 2,3 miliarde de euro deficit, combustibilii cu 1,2 miliarde și mărfurile manufacturiere, clasificate în principal după materia primă, cu aproape 1 miliard de euro deficit. Grupa Mașini și Echipamente de Transport deține cea mai importantă pondere, atât în exporturile cât și în importurile României din primele două luni ale acestui an. În această perioadă, exporturile FOB au însumat 13,8 miliarde de euro, iar importurile CIF au aproape 18,4 miliarde. Contextul geopolitic complicat al războiului din Ucraina a generat o creștere a interesului investitorilor străini față de România, în special în sectoarele de apărare și securitate, atât pentru investiții cât și pentru furnizare de mărfuri. De o atenție sporită se bucură sectorul producției agroalimentare. Ilustrativ este interesul britanicilor, care vor să stimuleze fluxurile de investiții și de mărfuri. În Marea Britanie, a fost lansat recent un centru de competențe care să le prezinte companiilor britanice potențialul de investiții existent în România,
și, bineînțeles, consultanță de afaceri în colaborare cu principala organizație care promovează comerțul și investițiile bilaterale între Regatul Unit și România, Camera de Comerț Britanică Română. Iar la București a fost organizat în format hibrid un forum de afaceri dedicat oportunităților de investiții din cele două țări, la care au luat parte reprezentanții ai mediului de afaceri și din sectorul public. Interesul oamenilor de afaceri a vizat creșterea eficienței la nivel de economie, inovația și productivitatea, impactul startup-urilor și IMM-urilor pe piața din România. De asemenea, au fost evocate mai multe studii de caz de la companii care dezvoltă afaceri internaționale între Marea Britanie și România. Înființată în 1998, Camera de Comerț Britanică Română este o organizație independentă, deținută în întregime de membrii săi, cu birouri în Londra, București, Cluj și Timișoara. Which one could be the role for the Romanians in this reconstruction after the war, Ukrainian war? I think Romania is it's excellently placed actually, because Romania is literally next door to Western Ukraine as well. Most of the fighting has been towards the outskirts of Kiev and towards the east. Romania has an excellent construction force as well, and we know that from England. There's a lot of Romanians that will only be employed by construction firms, by English construction firms. And I'll give you one example. In my previous work, one of the ladies, her husband had a construction company and would only employ Romanians as well, because the work got done, it was more efficient as well, and any problems were solved. So I do believe in this particular area, the construction industry has in any war is terrible, but the destruction that we've witnessed, you know, on the television as well, is immense as well. Personally, I have a friend in Ukraine, as you may have heard earlier as well, who have been lucky enough. But of course, family and friends get caught up and they're very upset at what's going on. And Romania is part of the European Union, so that will be part of the programme that the European Union will continue, I would believe, looking to the future in Ukraine. Because if my memory serves me right as well, European Union has been doing many projects in Kiev and elsewhere prior to the invasion on the 24th of February. So Romania needs to bid with their good relationship with the European Union to go forward and press forward and be there for the opportunity, because if you don't grasp the opportunity while you can, well, it's going to go to someone else. Războiul actual a produs foarte multe pagube. Sunt orașe întregi care aproape au dispărut de pe hartă. Sunt industrii care suferă. Sunt părți de infrastructură care nu mai există. Deci va fi foarte mult de lucru acolo. Atunci când este mult de lucru după un astfel de conflict, apar oportunități pentru cei care sunt capabili să le identifice, iar după ce l-au identificat, sunt capabili să le transforme în realitate, pentru că nu este suficient să identifici oportunitatea, trebuie să fii și în stare să produci ceea ce este nevoie în țara care are care te solicită, care are nevoie de ajutor. Deci România poate și ea să participe la așa ceva, cel puțin în contextul Uniunii Europene și în contextul ajutorului pe care Uniunea Europeană îl va da. Pentru companiile românești există de asemenea oportunități. Avem, după părerea mea, o singură problemă esențială, forța de muncă. Forța de muncă, în momentul de față, chiar pentru nevoile interne, nu este suficientă. S-ar putea însă să atragem români din diaspora care să se implice, dacă știm cum să-i aducem înapoi sau cum să-i folosim în astfel de situații. Să găsească un bun motiv de a reveni în țară, unde iată oportunitățile și nevoia de forță de muncă absolut în creștere. Nu e nevoie numai de un motiv, este nevoie ca România să redevină atractivă pentru românii care au plecat. Și acesta este mesajul cel mai important într-un astfel de context. România, cu toate defectele, este o țară sigură în momentul de față. Și este o țară unde poți dormi liniștit, chiar dacă te afli pe linia, pe linia frontului. Cât de mare este interesul britanicilor pentru a investi în România în acest moment? Interesul britanicilor a fost și este mare pentru a investi în România și deja noi
calitate de firmă de consultanță, avem cereri săptămânale de servicii, vor aici și vor să investească. Interesează forța de muncă care este calificată. Îi cunosc deja pe români din Marea Britanie, unde România este are o comunitate foarte importantă. Le cunosc calitățile, le cunosc capacitatea de adaptare. Caută același lucru și aici. Caută și oportunități însă de investiționale să producă bunuri și servicii în România pentru a fi după aceea livrate mai departe, normal în piața locală, dar și în Uniunea Europeană. După Brexit, oportunitățile României cresc și au crescut pentru că britanicii au nevoie ca să poată să exporte în Uniunea Europeană și ca să poată să facă business în interiorul Uniunii Europene de un loc unde să se stabilească și România poate fi unul dintre aceste locuri. Avem multe oportunități, nu numai generate de războiul din Ucraina, dar generate de poziția geografică, de istorie, de nivelul nostru de dezvoltare. Avem și minusuri, dar trebuie să le corectăm cât putem de repede. Cât de atractivă este în momentul de față România pentru investiții britanice? Întotdeauna este o piață foarte atractivă pentru investitorii din țara mea. Voi aveți avantajele mult în România. Oameni buni, cu atitudine bune, cu abilități cu limbi străini foarte avansate. Aveți o experiență personală aici de ani buni, nu? Petrecuți în România? Da, am venit în concediu în 95 și am revenit cu o firmă de avocatură internațional în 96, pentru 3 ani, și termenul nu a încheiat încă. Nu s-a încheiat încă acest termen pentru a petrece aici în România ani buni. Și aveți cu siguranță câteva sfaturi pentru investitorii români, respectiv britanici, pentru a da un impuls schimburilor bilaterale. Oportunități sunt mare pentru investitorii români în Marea Britanie sau Regatul Unit, să fiți precis, și pentru britanici aici în România. Dar în fiecare caz e foarte important să fii pregătit, să fac investigații, să vorbe cu colegii și competitorii, concurențe. În Camera de Comerț suntem o comunitate de persoane afaceriste. Specialist și generalist, dar toți avem o afacere. Dacă nu facem profit, nu merge. Deci o experiență în afaceri, evident. Astea. Și lumea e plin cu greșele în afacere. Cu noi putem să împărtășim experiența noastră pentru să dau ajutor, să evit greșele care am făcut noi. Au fost impedimente, au fost probleme pe parcursul acestor investiții în anii pe care i-ați petrecut în România? Ați observat dificultăți în relația cu statul, cu administrația, da, cu fiscul și așa mai departe. La ce anume trebuie lucrat acum pentru a stimula într-adevăr această dezvoltare bilaterală? Stimulant nu e foarte important în opinia mea. E important o piață stabilă și o cadru de legislativ stabilă. Putem să facem planificații pentru viitorul dacă știm, bun, când va fi impozite, cât la sute. Bun. Problema mare pentru România a fost ordonanța de urgență. Sper că avem un viitor mai stabil. Mai predictabil. Asta e important pentru afacere. Planurile de afaceri sunt afectate acum de ceea ce se întâmplă în Ucraina, sunt afectate de ceea ce se întâmplă în general în Europa, inflație mare și nu doar în Europa, în Occident în general. Care este principala dificultate pentru business în aceste vremuri? Inflația, costurile de producție, energia, ce anume? Toți problemele care ați enumerat sunt problemele, dar cel mai important este să fii deschis la minte, pentru că în fiecare problemă există oportunități. A fost o colegă din board din Camera de Comerț care a zis care are o afacere în domeniul de haine și când a venit pandemie a fost o problemă mare pentru el și a făcut o schimbare de afacere, acum face echipament protectiv medical. Asta e important. Dacă aveți disponibilitate pentru oportunități noi. Pentru adaptare. Asta e ce e important. Rămâne zona de investiții imobiliare atractivă, mm-hmm, în România, logistică. Aș vrea să enumerați dumneavoastră care sunt principalele zone cu potențial de creștere.
În domeniul de agricultură este foarte important. Dacă avem disrupție cu vecinii în Ucraina, producția din agricultură românesc va fi foarte important pentru Europa și pentru lumea întreg. Cyber, informație, asta este foarte important și e foarte bun că România are foarte mulți oameni talentați în acest domeniu. Celălalt form de afacere, oportunități sunt fără limite în România. Și ultima întrebare, pentru că britanicii cu siguranță au dezvoltat și aplicat ceea ce numim business intelligence. Da. Business intelligence este un fel de pregătire pentru fiecare investiții. Dacă mergeți într-o piață, cunoscut, necunoscut, străin sau nu, e foarte important să știi cum va fi problemele în această piață. Ce mai important este întrebare, nu e răspuns. Dacă aveți o întrebare despre o problemă, poate că răspuns va fi surpriză, poate nu. Dar e important că întrebarea asta va fi pus prin investitorii potențial. Așadar, să formulăm întrebarea, să găsim problema și să o formulăm, este cel mai important. Asta e. Discutăm în minutele următoare despre efectele directe ale pandemiei și ulterior ale războiului asupra mediului antreprenorial românesc cu Valentin Lixandru, invitat la emisiunea Banii Tăi. Bună ziua, bun venit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Cum ați resimțit în calitate de antreprenor tot ce se întâmplă, aceste turbulențe în jurul României, în economia globală? Contextul larg despre care și noi ați vorbit mai devreme în cadrul emisiunii, legat de războiul din Ucraina, sigur are efectele lui directe, dar înainte să vorbim despre acestea, putem să ne legăm de cealaltă problemă mare pe care noi am traversat-o, și anume pandemia. N-am apucat să o analizăm pentru că s-a suprapus această criză. Da, altă criză. Practic s-a încheiat pandemia, a început războiul. Așa, dintr-o dată. În sfârșit. Chestiunea este așa că la începutul anului 2020 noi aveam 670.000 de IMM-uri, începând cu micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și apoi continuând cu celelalte. În cadrul economiei românești, și asta pe baza unor analize făcute de Comisia Europeană, însemna o cifră de afaceri pe baza documentelor date la ANAF de 49 de miliarde de euro. Iar la această sumă avem un profit net de 9 miliarde de euro la datele anului 2019. E bine, ce s-a întâmplat în 2020? Evident că a venit această pandemie. Nimeni nu știa cum să reacționeze. Nimeni nu știa ce anume trebuie făcut. Era o situație inedită. Și atunci un element după care ne putem uita la efectele directe ale pandemiei a fost numărul de înmatriculări al societăților noi, al startup-urilor. Bun. Dacă la începutul anului 2020 acestea erau lunar undeva între 12 și 14 mii de noi înmatriculări la nivelul ORC, odată cu debutul pandemiei, numărul acesta a scăzut la 2500. Acesta este un element foarte simplu de evaluat cu privire la efectele pandemiei. Apoi, au fost măsurile luate de guvernele de atunci. Prima măsură, și anume declararea foarte multor afaceri ca fiind neesențiale, un termen care a dus la moartea a zeci de mii de afaceri mici. Păi, în momentul în care consideri jobul, până la urmă, unor familii ca fiind neesențiale, nu-i mai permis să-și câștige existența fix din acea firmă pe care o avea. Poate avea un job care, eu știu, vindea la parterul blocului într-un spațiu special închiriat. Omul avea o afacere de comerț. Poate făcea comerț, da. Bun. Dacă tu închizi aceste afaceri considerate ca fiind neesențiale, evident că asta se traduce într-o scădere dramatică a numărului de IMM-uri. Și atunci, după ce a trecut acest... Dar de ce ar fi important acest număr în sine? De ce este important? Pentru că sigur că într-o perioadă de restricții nu o mai aveai tehnic, nici măcar cum să îți înființezi firma, să te gândești la piață și așa mai departe. Sigur, iată de ce este important acest număr. Comisia Europeană consideră IMM-urile ca fiind coloana vertebrală a economiei UE.
Este o filozofie de viață foarte bună, adică sună încurajator pentru mine ca antreprenor în România. Această afirmație a specialiștilor din partea UE sună încurajator. Se resimte totuși în plan concret? Însă, eu nu trăiesc așa oriunde în Europa, nu sunt în ubicuitate, eu trăiesc foarte concret aici în București, în România. Și aici am de-a face cu mediul de afaceri și cadrul legislativ autohton, care mie îmi spune că trebuie să plătesc la un salariu, că ați vorbit mai devreme de creșterea salariului, una dintre măsurile anunțate de actuala coaliție de guvernare și de, eu știu, guvernul Ciucă, în programul acesta intitulat Sprijin pentru România, creșterea salariului în agricultură la 3.000 de lei brut. Salariul minim, da. Bun. Ce înseamnă 3.000 de lei brut? Înseamnă că din această sumă de 3.000 de lei, angajatorul plătește 25% CAS, 10% CASS, 10% impozit pe venit și încă 2,25% este încă un impozit pentru contribuția asiguratorului de muncă. Asta înseamnă 47,25%. În termen real înseamnă undeva la 1.294 de lei. Deci îi dăm noului angajat 1.774 de lei. De fapt, și aceștia sunt bani, așa, în mână, ăștia da? Sunt bani în mână, da? Și tu plătești, ca să poți să-i dai acestui om acest salariu, 1.294 de lei la stat. Bun, în condițiile în care inflația a crescut și a crescut zdravă, mai ales în ultima lună, din martie la aprilie, cu 2,2 puncte procentuale, ce înseamnă 1.700 de lei? În mod real. În condițiile în care pâinea a cunoscut niște prețuri, aici vorbim de alimentele de bază, așa numitul coș zilnic, așa cum este el folosit în terminologie și în comunicarea publică. Când aceste alimente de bază au crescut foarte mult, care este, unde este, deci, acel impact? Este un nivel prea mic, acest 3.000 de lei. Absolut, este unul, din punctul meu de vedere, infim. Pentru că noi ne punem problema și există chiar suficient de multe înțelegere chiar și în societatea de astăzi cu privire la, dom'le, avem salarii mici, noi nu ne permitem să creștem salariile, așa pleacă angajații, ne plângem de lipsa angajaților. Există un deficit de 1 milion de locuri de muncă. Dar alți patroni de exemplu, când se mărește salariul minim pe economie, că sunt obligați să scoată bani mai mulți pentru a-i da salariaților, și alții sunt destul de parcimonioși așa cu profitul, cu încasările firmei. Este adevărat, dar aceasta ține de, să spun așa, de modul de organizare al fiecărei companii în parte. Omul care a creat acea afacere are interesul să aibă niște angajați buni. Nu are interesul să facă o fluctuație de personal. Nu ăsta este scopul unei companii. Dacă vrea să treacă de la nivelul de startup, de început, startup înseamnă o întreprindere nou constituită, da? Cu potențial inovator. Să treacă la următorul nivel de scale-up, adică întreprindere în curs de extindere. Nimeni nu are interesul ca să existe o fluctuație de personal non-stop. Nimeni n-are acest interes, pentru că să formezi niște oameni pe anumite posturi necesită ani de zile de experiență. Nu așa, nu-i formezi peste noapte, că nu suntem roboți. Deci spuneți că, practic, acest nivel de 3.000 de lei, un studiu de caz pe care l-ați enunțat, practic este insuficient. Nu îi oprește nimeni pe patron să plătească mai mult în agricultură. Absolut. Ați anunțat mai devreme, am spus că guvernul, cu privire la această, să spunem, promisiune de ajutor, de lipsă de taxe, să-i spunem, dacă se mai adaugă 200 de lei la salariu, aceia nu vor fi impozitați. Foarte bine. Poate să adauge și 1.000 de lei. Și 2.000 de lei. Nu e nicio problemă. Problema este că de la 200 un leu îți impozitează toată suma. Da? Îți impozitează leul respectiv și îți dă exact cât trebuie. Da, și tot așa. Sensibilă trecerea de la un nivel la altul. Ce înseamnă? În esență, tot acest pachet financiar alocat pentru măsuri de sprijin, iată, mulți bani și pentru IMM-uri, mulți bani pentru sprijinul întreprinderilor. Uh-huh. Sunteți sceptic cu privire la eficiența acestor măsuri? Păi, haideți să luăm o măsură foarte concretă. S-a anunțat un sprijin de 400.000 de euro per capita, pe firmă, pentru acele companii care au suferit probleme în lanțul de aprovizionare. Și o creștere cu 15% a utilităților, da, a prețului la utilități, costului. Pe relația cu Ucraina. Ce înseamnă, și măsura propusă este de minimum 300 de milioane de euro.
hai să zicem, o rotunjim cu încă 30%, să zicem că e 400 de milioane de euro. Bun, ce înseamnă 400 de mii de euro? Înseamnă fix 1000 de firme, 1000 de companii care primesc câte 400 de mii de euro, să zicem. Bun, care este creșterea reală la nivel de impozite și taxe mai mari luate de la aceste companii? Nu știm. Este un calcul, trebuie făcut un studiu de impact. Trebuie văzut, aici, exact. Din punctul meu de vedere, această sumă putea fi defalcată. Putea să dea, să zicem, câte 200 de mii de euro și să dai 2000 de firme. Pentru că posibilitatea ca cele din acele 1000 de firme, o parte dintre ele chiar să dea un rateu grozav pe piață, este una destul de mare. Pentru că războiul din Ucraina este abia la început. Cine își garantează că lucrurile se vor îmbunătăți? Cine garantează? Nimeni. Practic, acești bani îi considerați insuficienți pentru a stimula mediul de afaceri? Păi, suma în sine este undeva la 3 miliarde 700 de milioane de euro spre 4 miliarde. Suma totală, pachetul suma acesta totală, de măsuri. Suma totală, da. Denumit așa generic sprijin pentru România, care o parte dintre el, jumătate este din fonduri europene, jumătate este de la bugetul statului. Da. Ce înseamnă această noțiune de buget al statului? Că este foarte, o noțiune pe care foarte multă lume nu o înțelege. Bugetul statului înseamnă taxe și impozite colectate de la cetățeni și de la firmele autohtone. Statul nu primește la început de an calendaristic sau fiscal un sac de bani numit bugetul statului de la Dumnezeu. Nu. Aceștia sunt banii pe care îi plătesc cetățenii. Întrebarea este... Este și o componentă și o dimensiune etică aici. Când tu iei bani și iei de la toți după posibilități și dai unora după nevoi. Ar trebui să le dai după nevoi, nu? Stați un pic, dar deja suntem în logica lui Marx. Pentru că el asta spune. Aceasta este sintagma. Adică luăm de la fiecare după posibilități, dăm fiecare după nevoi. Este etic? Este normal ca statul care este diriguitor și gestionarea acestor bani să folosească banii într-un mod poate pe justificativul că sunt probleme de ordin social, dar să-i folosească în acest fel, e o întrebare pe care cetățenii trebuie să-și o pună. Dar numai cetățenii, dar și factorii de Dar ce se facă cetățenii în fața unei mult preconizate de unii criză alimentară, ne mai vorbim de inflația care le erodează puterea de cumpărare? Se tot vorbește despre criza alimentară. Da. Asta dă și mai multă spaimă oamenilor că lucrurile, că alimentele vor deveni inaccesibile ca preț și datorită inflației, da? Da. Și din cauza, mai bine zis. Păi, dar și tot... din cauza cantității disponibile, da? În mod, să spunem, într-un mod foarte aplicat, se pune monedă pe căderea exporturilor Ucrainei din punct de vedere al agriculturii, al produselor agricole, al materiei prime exportate. Păi hai să vedem ce înseamnă, pentru că cifrele sunt cifre. Două minute mai avem, o să vă rog să concentrăm. Cifrele sunt cifre. Anul trecut, Ucraina a exportat 30 de milioane de tone de porumb, în condițiile în care producția la nivel mondial este de peste 1 miliard de tone. Ce înseamnă 30%? Înseamnă 3%. Cât de mult să impacteze acest 3% lipsă, să spunem, deși s-a anunțat că de fapt doar 20% din producția agricolă este afectată, da? Cât să impacteze asupra lanțului alimentar mondial? Nu se poate. E o supralicitare acestui impact? Absolut. Din punctul meu de vedere, se este exagerează supra... Bineînțeles. Lucrurile. Și asta și va justifica pe mai departe creșterea prețurilor, de fapt a inflației, pentru că inflația înseamnă bani mai mulți în circulație și produse și servicii mai puține. Deci în raport cu ceea ce se poate cumpăra cu ei. Absolut. În plus, dacă ne mai uităm și la următorul lucru, că azi se vorbea despre stagflație. Stagflația înseamnă inflație foarte mare, o creștere a ratei șomajului enormă și o creștere economică mică sau chiar nulă. Pe când ai un asemenea fenomen, tu vii ca și guvern să propui o injecție de capital când tu ai deficite? Cine plătește aceste deficite? Cred că e o întrebare pe care și-o poate pune și Europa, pentru că nu este o practică doar aici de a se arunca cu liquiditate. Noi vorbim aici de statul asistențial. Atâta timp Foarte cât nu schimbăm statul asistențial în statul minimal sau statul esențial, care are rol de reglementator, nu neapărat de condiționator, până atunci o să trecem tot așa prin aceste situații. Mulțumesc foarte mult, vă mai aștept la emisiunea Banii Tăi să continuăm ideile lansate aici și dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne revedem la Banii Tăi săptămâna viitoare, miercuri la 17, dar și mâine la ora 10 la ediție specială. Numai bine!